don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Și bun venit video de pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un video foarte interesant pe care nu l-am mai făcut până acum. În Bloxburg, jocul pe care am mai făcut un singur video în trecut, o să recreez camera mea din viața reală, cum ar fi arătat dacă ar fi fost renovată și cum aș fi vrut eu să arate în viața reală. O să recreez asta în Bloxburg și o să fac un voiceover peste speed build-ul pe care o să-l fac. Deci, nu mai am nimic de spus, hai să trecem în speed build. Bun, deci suntem aici cu speed build-ul. Am început să fac pereții, după cum puteți vedea, doar că după aceea m-am gândit. Nu știu cât de mare ar trebui să fie o cameră în Bloxburg, așa că hai să iau un pat și să-l pun în cameră să văd cam cât de mare ar fi un pat într-o cameră din Bloxburg. Deci, după cum vedeți, am căutat un pat, l-am scos afară și, oh my gosh, am făcut pereții mult prea mari. După cum puteți vedea, camera ar fi fost ca și un hol extrem de lung. Da, deci nu puteam face asta. Deci am luat din noi pereții și am refăcut partea aceea pentru că a fost foarte, destul de nașpa, să fiu sinceră. Deci, acum camera era într-un fel... cât trebuie ea să fie, mărimea potrivită. Nu puteam să știu exact, pentru că, da, nu am cum. Dar am luat o ușă, nu... A fost doar de decor așa la început, pentru că la sfârșit o să schimb ușa. Dar deocamdată am pus ușa aia și am ales această podea, pentru că este destul de similară cu cea din viața reală. Apoi am schimbat pereții, nu mare lucru de spus aici. Bun, după ce am schimbat pereții, am încercat să colorez ușa. Cum am zis, o să o schimb într-un final, deci nu o să stea așa. Și bedul și patul acesta va fi schimbat, deci nu vă atașați de el pentru că va fi schimbat la final. Deci doar așa arată până când îl voi schimba. Acum am realizat pentru că patul meu nu arată ca și acesta și are ca și un fel de fabrică sus. Așa că am schimbat patul cu acest pat și totul a fost bine. Iar apoi m-am gândit, am o casă de păpuși pe care am recreat-o să fie ca și un fel de, ca și multe rafturi. Așa că am încercat să găsesc ceva de genul ăsta în Bloxburg, dar n-am găsit nimic. Așa că am pus aceste rafturi ca să înlocuiască acel lucru. Iar apoi am căutat dulapul meu, am doar un dulap gri, nu este... nimic foarte interesant despre el, așa că doar am pus acest dulap simplu, pe care o să-l mai modific în viitor, dar deocamdată așa o să fie. Acum mă uit și schimb rafturile, pentru că nu mi se păreau că erau poziționate corect, iar acum mai lucrez puțin la dulap. Am pus un dulap în fața lui, pentru că dulapul meu din viața reală este puțin mai mare, mai ieșit în afară, așa că am făcut asta și cu acest dulap. Iar acum mi-am căutat un birou care să aibă un colț și biroul meu este negru cu gri, deci am făcut asta ca să îl reprezinte într-un oarecare fel. Normal că nu este exact la fel, dar asta e tot ce am putut să fac. Eu am ca și un fel de rafturi sub birou, am încercat să găsesc un raft care să fie destul de mic ca să încape acolo, dar din păcate nu am găsit așa ceva. Așa că am trecut la scaun, am un scaun de gamer acum, mai nou cumpărat, deci mi-am pus acel scaun, deși nu arată la fel. Apoi, dilema asta, nu puteam să pun laptopul pe partea aia, așa că am încercat să-l gliciuiesc cu o masă, dar nu reușeam niciun
nici cum să îl pun în partea aceea. M-a enervat foarte tare, așa că l-am lăsat acolo, pentru că vreau să fac asta pentru că laptopul meu este în partea stângă, doar că nu mă lasă să-l pun decât în partea dreaptă, așa că da. După asta, Speedbird-ul este aproape gata. Acum, după cum puteți vedea, totul este mai aranjat într-un oarecare fel, doar mai decorez puțin camera, pentru că nu a fost atât de mult de spus la partea asta, i-am dat speed up foarte tare și doar am decorat camera cum am vrut eu. Am pus niște plante, mai nou sunt obsedată de plante, deci am pus extrem, extrem de multe plante. Și acest trofeu minunat, normal că am pus acel trofeu. Apoi m-am gândit că dacă tot o să fie acest pătrat neobișnuit în grădina casei mele normale de trăit în ea, în Bloxburg, m-am gândit să o decorez puțin, așa că am încercat să-i fac un decor pe afară cu mai multe plante și chestii. Dar apoi am găsit un item, o să vedeți imediat. Păi, da, am găsit acest item și vreau atât de mult să-l pun în fața ușii, așa că am dat delete la tot ce am făcut înainte doar ca să pot să-l pun în fața ușii pentru că am crezut că arată fain. Apoi doar am decorat grădina pe lângă el pentru că mi s-a părut că arăta mai fain dacă totul ar fi fost decorat și frumos decât doar un pătrat în mijlocul pustietății. Deci da, asta am făcut și mi se pare că a ieșit destul de drăguț, adică acum, da, pun niște flori și mi se pare că a ieșit destul de drăguț. O să arăt și atunci când o să fac turul cum a arătat la final, dar da, îmi place foarte mult chestia asta, am pus și o căsuță de păsărele pentru că... Nu știați asta despre mine, dar mie îmi plac păsările destul de mult, deci da, am vrut să fac asta și am pus niște fairy lights pentru că în primul rând sunt foarte populare și în al doilea rând sunt obsedată de ele, gen la propriu sunt obsedată de fairy lights. Deci da, asta am făcut și înăuntru și afară și apoi doar am pus câteva chestii pe pereți pe care le am în viața reală și... Asta este tot, deci hai să trecem la marele tur! Bine, pisicilor, camera este gata! De-abia aștept să vă arăt, deci... by the way, puteți să vă uitați puțin la outfit-ul meu de Halloween. Nu este atât de cute, gen... Da, e foarte cute. În fine... Hai să mergem să vedem. Deci nu este în casa normală, după cum ați putut vedea în speed build. Și, da. Dar este în spate acolo, pentru că dacă vă uitați, vedeți ca așa un fel de pătrat? Putem merge acolo ca să vedem. Ok. Oh my gosh. Aici este ca așa un fel de pădure, de pomi roz, dar, da. Deci, vedem aici, pus foarte multe liane pentru că sunt obsedată cu lianele mai nou. Oh my gosh, ați văzut un sneak peek, dar uitați ce am făcut aici cu grădina și toate cele. Și aici este intrarea. Deci am pus chestia asta aici doar pentru că am crezut că o să arate cute. Oh, și de ce nu sunt ăștia date turn on? Gen, oh my gosh, am pus niște lumini acolo doar ca să arate mai bine și nu sunt... aprinse! How rude! De ce nu sunt aprinse? Eu nu am lăsat aprinse. Oricum. Deci asta este intrarea în camera mea, în mijlocul grădinii, dar haideți să mergem înăuntru, să mă dau din first person ca să facem turul. Deci asta este camera mea, cum îmi doresc eu să arate în viața reală. Dacă o voi renova. Hai să deschidem ușa. Wow. Ok, hai să închidem ușa. Aici este casa de păpuși între ghilimele, rafturile, pentru că
Da, nu am putut să găsesc o casă de păpuși atât de mare aici, dar așa arată partea asta cu ceasul și toate picturile, toate rafturile. Aici este biroul meu cu laptopul. În viața reală, laptopul este în partea asta, unde sunt cărțile și cărțile și chestiile pentru școală sunt în partea asta. Dar după cum ați văzut în Speed Build, nu am putut să mut acest laptop acolo, deci... Da, asta este ceva foarte nașpa, dar am niște creioane. Am în viața reală o lampă cu ceas, care este 2 în 1, gen are și ceas și e și lampă, doar că normal că în Blacksburg nu se găsește așa ceva, așa că am pus doar un ceas lângă o lampă, pentru că, da, seamănă. Aici este foarte messy partea asta. De ce se întâmplă asta? Vedeți cum se griciuiește? În fine, acolo e doar... Foarte, acolo în viața reală sunt doar foarte multe chestii extrem de dezordonate, deci am pus tot chestii dintre ele acolo. Aici este dulapul meu. Ce nu sunt aprinse alea de sus? Oh my gosh, atât de enervant. Hai să încercăm să dăm turn on și turn off. Ok, nu se aprind. În fine, doar ignorați chestia aia. Aici este patul meu, messy, ca și de obicei. Și aici sunt lianele din nou, pe care eu le ador. Și aici este patul cu cele două rafturi pe care le-am și în viața reală. Și pozele lângă el. Și aici sunt rafturile, ce am pus pe rafturi, poză și pisici, normal. Trebuie să existe pisici. Le-am pus pe aceste două pisici aici, ca să reprezinte pe Fluffy și pe Prinții, pisicile mele din viața reală, dacă nu știați. Și am pus și acest trofeu aici, pentru că l-am primit într-o zi, nu știu exact de ce, dar pur și simplu l-am avut în inventory, deci l-am pus acolo, doar am un trofeu în cameră, ok? Da. Și normal că sunt foarte multe fairy lights, estetic și frumos, și covorul. Deci, da, asta este camera mea. Pot să spun că seamănă destul de mult cu viața reală, în afară de câteva lucruri pe care le-aș putea schimba puțin de obicei. Partea asta de la pat ar trebui să fie roz. Poate ar trebui să schimb asta. Okay, stați doar puțin. Am terminat cu patul, deci așa ar arăta, pentru că patul meu, chestia asta de patul meu este roz și toate cele. Deci da, cam așa ar arăta, vă place? Este și o mică surpriză secretă în acest video. Este ceva ce o să se întâmple și în viața reală, dar nu o să spun ce. Deși poate fi obvious. Așa este, asta este toată camera, asta este camera mea dacă ar fi renovată și ar arăta cum mi-am dorit eu întotdeauna. Deci, asta este camera, puteți să vedeți și ziua, pentru că era noaptea când eram pe acolo, dar în build mode e ziua, deci uitați-vă la asta. Dar da, asta este camera, sper că v-a plăcut. Oh my gosh, sunt încă în first person. Deci da, nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut și vă mulțumesc foarte mult pentru 1000 de abonați. Sunt foarte, foarte, foarte fericită și I'm so grateful. Deci am un video postat pe canalul meu de YouTube cu, în care vă întreb ce să fac pentru 1000 de abonați și încă nu m-am decis, deci... Dacă ați văzut videoclipul ăsta până în această secundă, vă rog frumos să vă duceți la videoclipul cel scurt cu întrebarea mea pentru voi. Ce să fac un video special pentru 1000 de abonați? Deci, da, vă rog să scrieți acolo dacă aveți o idee, dar pentru acum vă voi vedea data viitoare într-un alt video de pe canalul meu de YouTube. Sunt Pisanesia, pa!